această seară, nu știu câți de noastră știți tema conferinței. Știți tema conferinței? Da? Sau nu știți? Adică, iar la relație cu Dumnezeu. Oare pe când primăvară? Există o carte pe vremuri, o carte frumoasă a unui scriitor român, Gabriel Dafița, dacă aș fi zis de el, are o carte numită Iarna e o altă țară și spunea că în România nu sunt anotimpuri, ci un singur anotimp iarna. Și în această seară n-ar vrea să vă regăsiți în ceea ce spunea Gabriel Dafița despre țara aceasta. Era o cântare a noastră, dacă vă mai aduceți aminte, de ea. Era o zi de dalbă primăvară, ne ține minte cântarea aceea și povestea cum a fost relația noastră cu Dumnezeu. Există, din păcate, foarte mulți oameni care își trăiesc relația cu Dumnezeu din amintiri. Ce grozavă relația cu Dumnezeu am avut. Ce primăvară a fost, ce rugăciuni am avut. Cum citeam Biblia, cum mergeam înaintea lui Dumnezeu, așa cum spunea David, îmbrăcat în anii Sfântului. Dar s-a întâmplat ceva. Din primăvara aceea ați intrat direct, nu în vară, cum ar fi trebuit, ci din nou în iarnă. Și relația cu Dumnezeu, relația voastră cu Dumnezeu s-a răcit. Nu e vorba de pierzi relația cu oamenii, de multe ori. Deși suferi cumplit. Știți ce e cel mai trist? Este că mulți pierd relația cu Dumnezeu și nu simt durerea, cât simt pierde relație cu cineva de Dumnezeu. În această seară vreau să vă vorbesc despre asta. Nu mă interesează cum stați în relația voastră unii cu alții. Deși sunt convins că un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă relații bune cu ceilalți. Spune Biblia, întrucât atât de voi să trăiți în pace unii cu alții. Aș vrea să aveți relații bune cu cei din casă, pentru că, indiferent cât de sfinți, de sfinți biserică, dacă nu aveți respect față de părinți, n-aveți nimic. Adică, Dumnezeu nu are nevoie de slujirea unor oameni care nu au relații bune cu cei din casă. Nu. Relațiile care trebuie să le aveți. De fii, fiice, părinți, soț, soție. Aș vrea să aveți relații bune între voi, între cei din biserică. Cu regătură cu ceilalți din celelalte biserici. Să știți că Dumnezeu nu ne va împărți niciodată după culte. Și după roată. O să aveți foarte multe surprize când o să ajungeți în cer, o să vedeți cine umblă pe acolo. Oameni la care nu v-ați gândit vreodată că ar putea să fie cu voi. Dacă stați mai închiși în biserica aceasta, probabil că nu o să înțelegeți nimic. Să trebuie să ieșiți afară, din trezidurile bisericii, pentru că viața reală nu e aici. Aici este închinarea de duminică. Vă trebuie să înțelegeți ce înseamnă durerea celorlalți de lângă voi și vă trebuie să pricepeți că Dumnezeu ne vrea în această seară altfel, în relația cu El. Dar am ajuns la concluzia că, de fapt, o relație proastă cu oamenii, părinții, păstorii, colegii, profesorii, unii cu alții, denotă o relație proastă cu Dumnezeu. Am ajuns la concluzia că omul rănit rănește pe alții. Nu o să avem relații bune unii cu alții, câte vreme nu avem o relație bună cu Dumnezeu. Dacă, de exemplu, ți-ai stricat relația cu cineva, Biblia zice că până seara să te duci să te împaci cu. Dar cu Dumnezeu cum puteți să stați supărați de ani de zile când ați putea să muriți în fiecare zi de 10 ore? Doamne, sunt tineri. Nu sunt tineri. Sunteți suficient de bătrâni ca să mergeți în iarnă. Câte vreme, mamele, adică în România, fetele nasc la 11 ani. Nu sunteți tine. Câte vreme, la 13 ani este vârsta la care o mare parte dintre oameni sunt dependenți de pornografie. Dintre tine, nu sunteți prea tine. O parte dintre voi sunteți deja bătrâni la 20 de ani. Atât ați văzut și atât ați făcut, încât vă apucă sentimentul bătrâniei. Noi vorbim și facem o grămadă de prostii, mai ales păstori, spunem și o grămadă de prostii. Și una dintre prostiile care spune noi păstori este că voi sunteți generația de mâine. Ferească Dumnezeu. Numai Satana zice că sunteți generația de astăzi.
Ne spune că sunteți generație de mâini. Pentru noi sunteți prea tineri să slujiți, pentru Satana nu sunteți. Diavolul vă folosește și la 12 ani și la 14. Noi vă ținem pe bancă până mă trăniți. Până vă căsătoriți și viața devine foarte complicată după căsătorie. Nu, omul nu-i bun să slujească până noi măsurat. După ce are 4 copii, mai bine. 2 servicii și vine seara și doarme în biserică. De obosit. Atunci e bun de slujit. Dar oare v-a spus întrebarea când aveți probleme cu Dumnezeu? Dar nu la pentecostare e simplu. Dumnezeu are probleme că nu te mai ascultă. Eu nu cred că e o tragedie că Dumnezeu nu ne ascultă de noi. Pentru că cel puțin o dată în viață, cred că i-a cerut sau altă pe lume, i-a cerut câte o prostie. Dumnezeu a făcut bine că ne-a ascultat. Și Doamne, îți mulțumim că nu ne-a ascultat de rugăciune. Amin. Aveți grijă ce vă rugați, că s-ar putea ca Dumnezeu să vi reprinească. Știți, când intervine iarna peste noi în relația cu Dumnezeu, când ați devenit deja reci în relația cu Dumnezeu, când v-a înghețat relația cu Dumnezeu, când ați devenit formaliști în închinare. Și spuneam în biserică ieri, rutina de fiecare zi aduce în viața noastră și își aduce rutina. Rugina. Și rugina și își aduce. Ruină. Acesta e drumul pe care l-ați făcut mulți în viață, de la rutină la rugină la ruină. Am spus întotdeauna, am fost în 1992, deja, imediat după Revoluție, partea schimbării orientării tinerilor în România, când a fost vorba despre muzică și închinare. Știți la ce concluzie am ajuns? E nevoie de încă o reformă. Dacă nu vă reformați închinarea, devine ea însuși în stereotipie. Adică, am urmărit, spuneam că ieri în biserică, am urmărit câteva site-uri care prezintă pe YouTube câteva programe din bisericile lor. Nu vreau să credeți câți tineri stau așa și dorm în timp ce predică. Așa niște ochi din ei lăptoși. Casc. Cum să fie obosit la 16 ani în biserică? Și fac așa sâmbătă seara. Adică, pentru mulți, biserica e locul în care se plictisește. Dacă nu veți schimba, și în biserică trebuie să schimbați lucrurile și care merg bine. Pentru că și lucrurile care merg bine pot să fie opuse, în momentul în care le faci de fiecare dată la fel. Tot timpul trebuie să schimbați câte ceva. Pentru că numai omul fără înțelepciune stă pe loc. Și creștinismul e ca mersul pe biciclete, că nu mai pedalezi, zbani, jos. Adică trebuie să percepeți un lucru, că închinarea particulară a noastră devine problemă în momentul în care ne rugăm ca niște papagali. Și știți ce a spus Hristos? Nu mai borborosiți aceleași vorbe, aceleași cuvinte, ca și păgâni. Și știți cum fac păgânii? Au rugăciuni învățate, vă de rost. Și nu există mai mare durere decât rugăciunea pe care o spui la fel, în fiecare seară și în fiecare zi. Că nu mai e cu Dumnezeu cuvinte ciudate de spus. Că nu mai e cuvinte noi, Dumnezeu înseamnă rugăciunea o problemă. Și s-a făcut praf închinarea particulară și s-a făcut praf închinarea publică. Mulți dintre noi cântăm în așa fel, încă nu știm ce cântăm. Am auzit o cântare de-a noastră, nu? Mai frumos nici îngerii nu cântă. Mi-ar fi groază, după cum mai aud cântând, să trăiesc o veșnicie în cer cu niște îngeri care cântă ca noi. Deci să știți că nu-mi place de fel ideea să petrec veșnicia cu niște îngeri care cântă ca mulți dintre tineri astăzi. Cântăm, dar n-avem grijă, n-avem idee ce cântăm. Nu mai avem pasiunea aceea pentru Iisus Hristos. Nu mai avem arderea aceea pentru Iisus Hristos. În momentul în care judecați pe alții în închinarea lor, aveți probleme. Deci, trebuie să înțelegeți că Dumnezeul nostru dorește ca noi când venim în biserică să avem sărbătoare, să trăim în sărbătoare. Hristos nu-i mort, este viu. Aici n-am venit la un serviciu de priveche seara aceasta, ci la un serviciu de sărbătoare, pentru că Dumnezeul nostru este viu. Această sărbătoare trebuie să fie completată de o puternică dorință noastră de a fi cu un mare respect față de Dumnezeu. Dumnezeu este bun, drept, Dumnezeu mare și sfânt în fața căreia trebuie să avem grijă cum venim. Și cum ne prezentăm înaintea Lui. Dumnezeu nostru dorește foarte mult ca să trăim altfel în chinare. Și în fiecare zi, și vreau să pricepeți acest lucru, că în momentul în care
În momentul în care nu mai plângeți, în momentul în care nu mai pătrunde închinare și deveniți formaliști, o faceți de obicei, dumneavoastră aveți probleme. Datoria, rugăciunea nu este datorie. Rugăciunea este un privilegiu. Adică în momentul în care v-ați pierdut dorința de a face ceva nou și tineri. Nu știu, când aveți voi, de exemplu, prin bisericile noastră, ser de tineret. Am încercat să fiu cât mai practic, să vă explic mai bine ceea ce vreau de la dumneavoastră. Aveți lunea sau marți sau miercuri, când aveți de obicei marți, luni? Bun. Și cum se desfășoară întâlnirile voastre tineret din biserică? Nu cumva sunt niște copii de reușite rurale de mine. În care unul dă îndemnuri, dă al doilea îndemnuri, mai cântă vreo 5 cântări, pe așa plecăm acasă. Ați încercat, vreau să spuneți, în primăvară, nu mai facem întâlnirea în biserică acum, ne mutăm toți pe malul apei. Ca în Filipii. Sau întâlnire din seara aceasta, o dedicăm unei alte lucrări, pe care hai să ducem să facem curat la cineva acasă. În momentul în care ați început să veniți la întrunirile voastre de din obicei, sunteți pierduți. Pentru că nu știu dacă există ceva mai rapid în drumul spre ea decât obicei, formalism. Să facem lucrurile acestea pentru că și alții au făcut înaintea noastră. Nu schimbare de dragul schimbării, ci să vă fie frică de orice ce v-ar putea duce la o relație cu Dumnezeu din aceasta învățată. Aceasta e rugăciunea, aceasta e cântarea, știm ce urmează. Și dacă nu știm ce urmează? Adică noi care cântăm, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Noi știm ce urmează. Dacă Dumnezeu ne poate surprinde altfel. Dacă mai avem, de exemplu, în biserică, în timpul slujbei la biserică, 3 ore de rugăciune, ai fi un prăpăd, ca în ziua aceea să nu se mai câte nimic, nu se mai roage. De disperat ce a fost un pastor american, citea mărturia lui și am văzut lucrul acesta în biserică, a spus în biserică la noi. Nimeni nu mai cântă nicio cântare 3 luni de zi. Pentru că ne-am dat seama de fapt că noi nu mai sunt dragi cântările, spunea omul acesta. Noi nu mai cântăm cu pasiune. Decât să mai cântați fără pasiune 3 luni de zile prin cântarea, să vă fie dor de ea. După 3 luni de zile, știți ce a făcut biserica? A luat foc, așa au cântat. Le-a fost frică că vreodată în biserică s-ar putea tăcea din gură. A zis, noi așa ceva nu mai vrem să mai cântăm în biserica noastră. Niciodată. 3 luni de zile nu au cântat o cântare. Zice, acum urmează ca 3 luni de zile să nu mai rugăm bifeană în biserică. Să ne fie dor de rugăciune. 3 luni de zile să nu mai ascultăm o predică. Să ne fie dor de predică. Probabil că ne-am prea obișnuit. Formalist. Știți cum îl tratăm pe Dumnezeu? Mulți dintre noi? Cât sunteți căsătoriți? Ridicați-vă sus, căsătoriți. Mulți tratează pe Dumnezeu exact cum îți tratează soțul sau soția de vreo 10 ani, 5 de căsătorii. Lasă-te că am adus flor la început. Adică ne obișnuim cu Dumnezeu. Știți? Știți cum s-a obișnuit? Uza cu chivotul. Ca și muri din cauza asta. Adică atâta l-a avut în pasă, atâta s-a frecat de chivotul ăla când a crezut de un cuier la oamenii care s-a trăit pe aine. Nu există mai mare durere decât să vă obișnuiți cu Dumnezeu. Să nu vă mai surprindă Duhul Dumnezeu cu nimic pe voi, pentru că deja știți ce urmează. De la 9 la 10 avem asta, de la 10 la 11 asta, de la 11 la 12 avem asta. Eu apoi mă duc acasă, mă rog dimineață, mă rog seara, citesc Biblia, fără bucurie, fără pace, fără ceva. Doamne, ce vrei să mai spui astăzi? Câți dintre dumneavoastră stați ca pe jar sâmbătă seara? Abia aștept până mâine dimineață. Să văd ce vrea să mai spună Dumnezeu. Abia aștept până mâine dimineață să văd cu ce frate mă mai întâlnesc, să văd ce mai minuni mai face Dumnezeu mii făcut nostru. Păi e duminică. Păi de mine are biserică. De la 9, de... Trebuie să-l ridici cu macarava din pat. Hai la rețele mai, te prezent, nu te vezi, hai. Hai că ți-au gruș, mă. Hai că tu cânti la biserică. Am avut ocazia să întâlnesc cu o fanfară care dacă nu cântă în ziua în care ăsta e numai, nu știu la biserică. Nu știu, dacă joacă șertic sau ce fac, habar n-am, nu dau seama. Dar dacă nu cântăm, zice, noi nu vrem la biserică. Trebuie să te produci. Neapărat. Dacă nu te produci, oameni buni. Oameni buni. Dumnezeu nu ne-a creat ca să fim vedete în biserici. Dumnezeu ne-a creat să fim slujitori. Amin. Amin. Dacă e nevoie de voi, dacă nu stați pe bază.
Nu trebuie să fiți neapărat. Știți ce se întâmplă la noi? Ce înțelegem noi prin... Dom'le, ce slujești în biserică? Zice, nu. Dar voi știți ce slujire? Ce înțeleg pocăința în slujire? Cântare și cuvânt. Dacă nu predică și nu cântă, să nu slujești nimic. Voi numai de asta slujim. De aia sunt atâția șomeri în Biserica lui Hristos. Că voi știți că slujirea înseamnă cântarea și cuvânt. Adică, nu știu când ați plâns ultima dată. În biserică. Dar să plângeți nu așa ca să țin. Să plângeți așa vreo 2 săptămâni de zile, 3. Să vă aruncați cenușă în cap. Să simțiți că pică tavanul pe voi. Să simțiți că nu mai puteți. În momentul în care nu mai plânge în relația cu Dumnezeu, în care nu te mai bucuri, care nu mai interesează ce zice ălălalt, ce zice ălălalt de închinare ta, ce zice David, care e problema cu tine în cap? Tu mă judești pe mine, dar tu unde ai fost? Că și te-ai dezvolit în fața oamenilor, dar tu unde erai? Erai acasă, Mical, te uita la filme coreene. Și mă judești pe mine. Al doilea semn puternic al lipsei relației cu Dumnezeu este când îți pierzi interesul față de conversațiile spirituale. În Matei, în capitolul 12, versetul 34, spune cuvântul Dumnezeu, din prisosul inimii, vorbește gura. Dacă te întâlnești cu omul și nu vorbești cu el decât de film, match, politică, haină, mall, dacă în relația ta cu Dumnezeu, cu oamenii, tu nu mai vorbești despre Dumnezeu, despre ce s-a întâmplat, despre ce cântare nouă ați auzit, despre ce minune a făcut Dumnezeu undeva, despre ce a apărut nou, dumneavoastră aveți probleme grave cu Dumnezeu. Pentru că, să vă spun o chestie, omul care iubește, dacă sunt doi îndrăgostiți, ăștia vorbesc tot timpul unul de celălalt. Pentru că vorbești de iubirea ta. Dacă voi nu vorbiți de Hristos, înseamnă că voi nu iubiți. El nu iubitul inimii voastre. Pentru că despre iubit se vorbește tot timpul. Adică El este capul conversației, ar trebui să fie, Hristos. Adică, în momentul în care tu ți-ai pierdut dorința de a auzi despre El, de a vorbi despre El, cum adică să te plictisească o predică? Eu nu zic acum că nu sunt și o grămadă de oameni, că m-a întrebat șeful nostru mare dacă ce zic eu de predicatori de aia și a spus, frate, foarte mulți dintre ei au sindromul lui Pavel, predică mult. Dar zic, Dumnezeu a lucrat în ajutorul de Teotihu căzut din greșeală. Făcea, a dormit și deștept ăla că nu au venit să spună, nu geam, nu fă loc în biserică. Dar zic, astăzi mulți dintre ei se aruncă direct de pe geam, deci așa trebuie sunt. Pentru că, într-adevăr, mulți nu se mai pregătesc. Dar asta nu înseamnă că voi nu puteți lua din orice predică ceva. Adică trebuie să vă gândiți de la orice îndemn de rugăciune care s-a dat. De exemplu, aici am prins 2 idei după masa asta. Le-am în cap și o să țin mâine mădufrenia din duminica viitoare. Adică trebuie ca să strângeți tot. Cum adică să vii la biserică fără caiet și fără creon? Voi știți că o idee bună să uit dacă nu o dați imediat? Păi luați caietul și creonul cu voi. Veniți în biserică așa. Am prins o idee frumoasă, o strofă frumoasă într-o poezie, o strofă frumoasă într-o cântare. Scrieți-o. Vă îmbogățiți, vorbiți despre Iisus Hristos, vorbiți unii cu alții. Adică, în momentul în care te pasionează bancuri, modă, în care te pasionează meci, calculator toată ziua, n-ai fie lucru tare. Îmi dăm voie să spun că tu cu Dumnezeu nu prea de-aia. Deci, mă, pentecostal. Pentecostal, baptist, ce fi tot, doctor, ce. Adică, omul care are pasiune pentru Hristos, vorbește despre Hristos. Ascultă despre Hristos. Îi place să vorbească, adică spuneam un prieten al meu, spune-mi ce muzică asculți, ca să spun cât Hristos ai din. Dacă, de exemplu, tu asculți Lady Gaga, nu? Adică, nu știu, eu, într-adevăr, că de multe ori parte cântările noastre, nu știu cum sunt. Dar dacă chiar nu-ți plac niciun fel, nu-ți place ție, nu-ți place nici cântările fratele Dran, nu-ți plac nici fratele nici cântările Wilson. Am o problemă cu tine. Nu-mi place nimic. Mie că-ți plac din lume. A venit la mine într-o zi un tip și mi-a spus, pastore, zice, uite-te, m-am pocăit. Zice, asta e pocăința mea, zice. Am dat cut și am pus aici 5 giga de muzică din lume.
Zice, începând de astăzi, vă dăruiesc dumneavoastră ca să vă dați pe foc. Pentru că vreau să mă pocăiesc. Un gest simplu. Un gest simplu. A șters din calculator 5 giga de ceva. Am zis, o să meargă hardul meu fără. Și se spârne calculatorul aici. Dă-ți așa. Se sunt ești mai bine. Mai... Resit. A fost o luptă pentru că și-a biruit-o. Simplu. Adică trebuie lucruri practice. Nu vedeți să-mi spune mie teorii. Asta e o lucru practic. 5 giga de muzică, începând de astăzi, cu Iisus Hristos. Adică va trebui să înțelegeți că avem nevoie de altfel de viață. Ți-ai pierdut relația cu Iisus Hristos în momentul cu Dumnezeu, când ești formalist în închinare, când îți pierzi interesul față de conversațiile spirituale, când cauți distracțiile lumești. Aveți brățările alea pe care scrie ce-ar face Iisus în locul meu. N-ar merge în discotecă, vă spun eu. Iisus n-ar merge în discotecă. Iisus nu s-ar apuca să meargă la băute și să drogheze. Iisus nu s-ar duce într-un loc în care trebuie să privești niște filme cu tot felul de buline pe el. Adică ce-ar face Hristos în locul tău? Îți spune ce-ar face. Ar trăi o viață frumoasă. Dar în momentul în care ție nu-ți mai place lucrul acesta, adică tovărășia Sfinților, ți se face sterilă. Ți se face sterilă. Când tu, gândul tău este ca să te duci în lume neapărat pentru că tu le grozat. S-a dus fiul risipitor și a spus, bătrânul tu. S-a dus, a stat un timp și a cheltuit banii și a cheltuit tinerețea și sănătatea. A venit înapoi acasă. Dar înainte, știți care a fost întrebarea care era, care ținută la porci? Mai este ceva. Nu mai este nimic de călături. Mănâncă. De fapt, totul se sfârșește cu lumea aceasta în troaca de porci. Adică asta este ultimul lucru la care Satana vrea ca să îl mai ia de la tine. Sufletul. După ce ți l-a murdărit pe tot și ți l-a distrus, diavolul vrea să spună, să-și bată joc de tine poftime, o să mă arde porcar, tu ești slujitorul meu. La început zice Satana, vrei asta, vrei cealaltă? Știți, ca un chelner. Ce mai vrea Domnul? Hai că-i aduce la masă, vine băiatul. Ce vrei? Vrei să ai popularitate, fete strebe, nu mai, ți-ai doctor, pe tavă. Dar după aceea vine și cere nota de plată. Întotdeauna e invariabil sufletul. Cu asta plătiți toți. Tot ce vă duce Satana pe masă, sufletul. În momentul în care cauți lumea și distracțiile lumești, relația ta cu Dumnezeu s-a răcit. Este rece. Iarnă! Când ți-ai pierdut interesul pentru evangelizare, înseamnă că nu mai o relație bună cu Dumnezeu. Știți ce scrie pe multe biserici din America? Intrați pentru a vă închina, ieșiți pentru a sluji. Noi cântăm aici. Și n-ați cântat rău. Dar aș prefera să vă aud în parc pe o săptămână, că e vreme, e frumoasă, e primăvară. Acolo suntem cam tăcuți, mulți de noi. Multe biserici se bat pe aici, pe partea asta din față. Prea puțin se mai duc pe afară să vorbească despre alții. Uitați-vă la mine. Ați fost prin stăruințe, cum spune Dumnezeu Pentecostale. Ați plecat mâinile pe sus, ați transpirat, a fost bine, ați prins culmi de glorie spirituală. Ați avut bucurii duhovnicești extraordinare. Nici o bucurie nu se poate compara cu bucuria câștigării unui suflet pentru Hristos. Amin. În momentul în care ai smuls un om din iad, direct din foc, și l-ai dus în Biserica lui Iisus Hristos, în Împărăția lui Dumnezeu, ai o bucurie care nu se poate reda, nu știu decât cei care au făcut lucrul acesta. Nu vorbesc despre chestia mercantilă, că zice că acelui om care aduce Paulul din rătăcirea căii lui se vorita o sumedenie și în limba greacă este nenumărate păcate. Nu vorbesc despre asta, că știa că nu s-a iertat niciun păcat. Pentru asta. Merită pentru el. Și pentru voi s-au rugat alții și v-au dus cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate să stăm în bisericile noastre să nu facem nimic pentru ceilalți. Pentru colegii noștri. Pentru prietenii noștri. Să nu le ducem un CD-ul, să nu-i băgăm, că biserică de multe ori e mai greu. Să ne ducem undeva, să le dăm o carte, să le vorbim despre Iisus Hristos, să ne rugăm pentru ei. Nu se poate să nu postim pentru ei, că vreau ca Dumnezeu să se dezlege de problemele pe care le are. Adică, cum adică de când te-ai pocăit tu? Tu n-ai adus pe nimeni cu tine în casa lui Dumnezeu. Poate să întorc la Dumnezeu, în biserică, la noi, un om,
N-avea lucru mare face, dar avea o firă micuță din asta. El așa a înțeles pocăință, săracul, după ce s-a botezat, mă vedeam că vine duminică dimineața la ușa bisericii și aducea pe de unul de la firmă de la el. Vedea în spatele lui. Îl punea pe bancă. A început la judecat, a zis, mă, fete, cum îi duce? Ca la colectiv pe vremuri, știi? Siliții se intre. Îi silea. Vezi tu mâinile nu vii. La început a zis, ciudat omul ăsta. O grămadă dintre ei pe care i-a dus, au ajuns oamenii lui Dumnezeu, pentru că m-am gândit, oare cum vor auzi ei Evanghelia, dacă nu va veni cineva să le spună, de aici se aude Evanghelia. Metodele pot să fie diferite. Există oameni care trebuie să lucrezi dur. Există oameni care trebuie să știi cum să lucrezi. Există oameni care nu îi poți aduce aici, trebuie să te duci doar ei. Există oameni la care îi poți aduce aici. Există oameni, adică să vă gândiți cum, puteți ataca internetul. Stai asta tot ziua, ce mai faci? Bine, ce faci? Ce bine, unde face greu? Păi am fost, sunt mort. Vezi că, da, sigur tu. Bine, bine, noapte bună, noapte bună. Păi, dar ce-a spus? Pentru ce Dumnezeu ne-a dat atâta internet? Pentru ce Dumnezeu ne-a dat tinerețea asta și picioare sănătoase? Cine vrea să ducă frumoase? Suntem mulți. Picioare cel ce ducă Evanghelia. Dar nu handicapații, nu cei care n-au picioare, nu cei care sunt într-o stare gravă de bolă, cei care sunt în citostat, ce pot să vedeți cu Evanghelia. Nu vreau să spun decât atunci, trebuie să ne cuprindă rușinea. Dacă la spitalul de oncologie din Cluj nu se duc frații noștri, se duc martori de Jehova. Se ducă pe oameni direct pe ultima 100 de metri. Dar și noi stăm în biserică, noi ne bucurăm, ne zâdim undeva. Adică cea mai mare tragedie pentru mine ar fi să știu că nu vă implicați. În seara asta vă dăm la fiecare, fiți atenți acum, vă dăm la fiecare că o CD. Îmi pasă de tine, gratis, că și voi ne-ați dat bani în seara asta, da? De acum, vă rog să vă gândiți la cine dați și să vă rugați pentru asta. Amin. Un prieten. Care e cel mai bun prieten al tău? Care e cel mai bun prieten al tău? Prietenă, coleg, din casă, poate cineva foarte aproape de tine, că noi căutăm de multe ori. Care e aproape de noi? Aici, lângă mine, soția, m-ai căutat. Soțul, copiii, părinții, sunt în casă cu tine. Vorbiți-le despre Iisus Hristos. Vorbiți-le despre Iisus Hristos. M-am gândit la oamenii ce, cum adică soția ascultă un CD-ul și apoi prin ei Dumnezeu mai aduce încă 25 de oameni? În două luni de zile? Dacă tăceau alții, voi cum erați? Adică va trebui să iubiți cu oameni. Și cea mai mare dovadă de iubire este că vreți să fiți în cer împreună cu ei. Știți ce a spus generalul Timistufle o dată, la un moment dat, cât era alt general? Lovește-mă, generale, dar ascultă-mă. Probabil că trebuie să o spunem mult. Dă cu mine. Că trebuie să mă asculti. Adică, gândiți-vă pe câți oameni ne-ați adus din Împărăția Întunericului la Hristos. Și vă spune-o ce relație despre Dumnezeu. Oile nasc ei, nu păstorii nasc ei, oile. Dacă voi sunteți oile lui Iisus Hristos, voi trebuie să nașteți miei. Adică vă trebuie ca să duceți deja oameni la Iisus Hristos. Dar zice, nu-ți botezat decât un an de zile. Întrebarea pe care o pun, o lumânare când arde? Când o prins, nu vine să spune arba să două stămâni după ce m-au prins. Și se consumă lumânarea respectivă. Adică va trebui să vorbim altora despre Iisus Hristos. Ți-ai pierdut relația cu Dumnezeu în momentul în care îți pierzi interesul slujirii celor săraci. Când ai devenit zgârcită și zgârcit. Când ai mâna scurtă, nu lungă. Nu ajunge departe. Ți-ai pierdut relația cu Dumnezeu în momentul în care nu-ți împarți sandwich-ul cu cel de lângă tine. Cu cel de lângă tine. Nu îi dai din cele 5 cămașele tale o cămașă. Adică nu se poate ca să... Să fim cu mâna întinsă frații noștri să plece și să ajute statul român. Nu se poate. Nu-i treaba statului român ca să aibă grijă de săraci și de orfani.
spuneam lui Daniel Răducanu, când a fost la el, nu m-aș fi gândit vreodată că în urmă cu 10 ani de zile, când Dumnezeu ne-a spus să mergem să ducem Evanghelia în lumea aceasta, în România, nu mi-am gândit vreodată că vom ajunge să facem în fiecare zi 100 de porții de mâncare. Atât facem zilei, 100 de porții de mâncare. Cantina săracilor, municipiului Beiuș și ținutul de Cireșani. 40 de copii aproape în fiecare zi iau masa la noi, învățăm școală. Mulți din familie de copii dezbinați, părinți dezbinați, familii distruse sau orfane. Spuneam mai înainte una dintre colegele mele de la Cireșari, sunt oameni care dăruiesc și abia așteaptă să facă bine. Am cerut ieri la amiază un aragaz pentru familie de săraci. Și dimineața am avut deja strânse 6 aragaze. Și știți la ce concluzie am ajuns? Că suntem o forță. Nu mai plânge că suntem săraci, că suntem bogați. A fost în Benin, în Africa. Din 10 copii, cât are o femeie, 5 mor de foame. Stau cu bulțile umflate și cu bucată de orez în mână, date de japonezi. Stau în pomi. Nu mai sunt bun pantofii. Sunt geantul de anul trecut. Pantofii ăștia nu mai bun, că i-am purtat 2 săptămâni și nu sunt la mod, dar alții n-au picioare. În momentul în care uiți că adevărata religie zice Iacobi să ai grijă de vădurile și de orfani, tu nu ai relație bună cu Dumnezeu, ce Hristos, oamenii, am fost sărac și mi-a fost foame și mi-a dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-a dat să beau. A fost în temniță și a fost pe la mine, a fost în spital. Când, Doamne? Deci când mi-ați făcut acelor ce mai mi-a însemnat de frații mei, zice Hristos, mie. Mie mi-a făcut. De multe ori un gest contează foarte mult. Au zis că i-a murit mama sau are probleme, sau mi-e cazul. Trimite un mesaj. Oricum ai nenorocitele alea de mesaj pe care le trimiți la cine nu vrea. Spune-i, îmi te pare foarte rău. Nu pot să fac mare lucru pentru tine, nu pot ruga, să alături de tine. Povesteau niște prieteni ai noștri că un copil, un coleg de-a lor de clasă a ajuns să facă citostatice. Și greu să faci la 12 ani să faci citostatice pentru că ai leucemie. Și au zis băieții, hai să-i pregătim o surpriză pe mine de la citostatice. Știți ce a făcut? S-a dus tot schel. El nu mai avea păr pe cap. S-a gândit în 12 ani, băieții țin foarte mult la freză, știți? Gel, nu știu mai care, și apropo, gelul e sămânța chelie din mai târziu. A vins, nu e care e. În sfârșit. S-au gândit că ce să facă și băieții la 12 ani țin foarte mult la padoana. S-a gândit cum o să vină și s-a gândit el, marea frumătate, nu trece citostatice. Cum o să meargă chel în clasă, fără păr pe cap? În care colegii au pregătit o surpriză, toți erau tu 0. Când s-a dus în clasă, a văzut că toți colegii sunt ca el. Asta e dragoste creștină. Ce aș mai putea face pentru tine? Cu ce te-aș mai putea ajuta? Sunt o grămadă de oameni care au probleme, trebuie să-și plătească ceva, să-ți facă ceva pe internet, le puteți face voi. Puteți ajuta, aveți o mașină, folosiți-o acolo. Aveți tinerețe, puteți duce piante, puteți să împărțiți, să ajutați, să faceți curat în biserică, să faceți pe afară, puteți să slujiți o grămadă de oameni. Vedeți cu ce ani am putea împlica. Eu le-am spus la mei, la tineri, în momentul în care v-am prins la sală, cu mine v-ați terminat definitiv. Sunt o grămadă de bătrâni, mă, care au nevoie de lemne crăpate, mă. Faceți mușchi acolo, se pune mâna, mă. Vă dau de lucruri de nu vă vedeți. Acum adică să te duci în sală, te tragi la fiare și să bei boabe să te umfli? Vorba lui ăștia fără zahăr, ce pun din capă în realitate. În momentul în care ții pentru tine și mănânci din tine, ești un om pierdut. Ești un om pierdut. Am cunoscut tineri care știți ce făceau? Din banii lor, când murea cineva în oraș, duceau o coroană la familia respectivă. Din partea tinerii bisericii, tinerul bisericii cu tare. Oamenii știți atunci, băi, cine să iei,
Biserica Putare și Tiderii. Cine cunosc ăștia? Nu vă cunoaște, dar ne-am gândit să ducem o coroană. Nu-i mult. Nu-i mult. De un gest suntem acolo și noi. Existăm în orașul ăsta. Știți când aveți relația ruptă cu Dumnezeu? Când nu mai aveți chef să veniți la biserică. Când nu mai aveți chef să veniți la biserică. Și asta nu vine din toată. Vine pe rând. Prima dată lipsești dimineața. Vii seara. Asta e biserică, se numește la serală. Este biserica fără frecvent. Aia nu vei nici dimineața, nici seara. Este biserica de seraliște, care vine la seara. Dimineața se poți scula. Obosâți. Munci mult. De câte ori a lipsit, în curând o să avem Duminica Tomii noi, de câte ori a lipsit Toma de la biserică, ca să piardă binecuvântarea nașterii din nou? De câte? O dată. Și știți la ce m-am gândit? În toată viața mea a lipsit de la biserică 20 de ani de când sunt păstor, 22 de ani de când sunt păstor, o singură dată. Sau de două ori, când am fost accidentat. Și am zis să nu mă mai lase Dumnezeu să mă crezi din ceea ce am trăit. Știu că frații mei se închină și eu stau și nu duc la biserică. Deși de multe ori nu-mi vine să mă duc la biserică. Asta sunt de amărât, de frământat, de o grămadă de probleme, dar îmi dau seama, eu unde primesc putere? Unde? Acasă? Dar nu știu cum e programul. Știi ce spunea David la un moment dat? Mă bucur când mi se zice, haide-mă acasă, Domnule, dar mă întreb cum era programul duminica aia. El se bucura înainte. Păi ăsta la 8 jumate era worship cu el. De ce? Se gândea el, lasă că bine fi. Păi eu mă duc nu ca să primesc, ci ca să dau. Voi nu veniți la biserică ca să primiți, ci ca să dăruiți. Și dacă eu mă duc cu atitudinea asta și voi vă duceți cu atitudinea asta, noi când ne ducem să fim o biserică de dăruitori. Îi dăruim Dumnezeu sufletul nostru, tot ce avem noi, bucuria noastră, pacea din inimile noastre. Îi dăm lui Iisus Hristos în chinarea noastră. Merită. Eu nu zic că de fiecare de grozav în biserici. Aduceți-vă aminte cum era arca lui Noe, pe corabie. Cam cum credeți că mirosea acolo? Nu mirosea grozavă, nu. Erau, nu, animalele înșelă. Dar vă garantez că ei care erau sub apă morți și ar fi dorit să fie toți mirosul. Eu vreau să vă spun un lucru simplu. La ora actuală am umblat prin toată lumea, dar n-am întâlnit nicio casă, instituție, ce vreți dumneavoastră, în stare să ducă o lume spre cer, să dea lume speranță decât biserica. În momentul în care îți pierzi bucuria de venire la biserică, de fapt, tu ai probleme cu Hristos. Pentru că știi cine e capul bisericii? El. Când nu-ți mai place biserica, înseamnă că nu-ți mai place Hristos. Hristosul bisericii. Pentru că El este prezent aici, slăvit să fie Domnul. În momentul în care absentezi de la biserică, tu ai probleme. În curs săptămâni, nu mai vii că ai probleme, ai teme de făcut, ai o grămadă. Bă, fățile, mă, fățile. Și duminică dimineața, pe culcați-vă sâmbătă seara la ora 8. Nu dormiți în biserică. Ce imagine are un păstor săracul cu predică. Mă uit acolo, indiferent de pregătești o predică. Am pregătit-o predici, spuneam de ieri de dimineață. Și vezi cu omul că burbucat cu ochii doar la predică. Eu n-am spus la acesta, băi fraților, dacă tot aveți de gând să dormiți în biserică, dar nu mai veniți la costum dimineața. Veniți direct în pijamale, băi. Mă, e greu să dormi în costum. Sunteți-vă comorți. Dacă voi veniți de acasă ca să dormiți în casa lui Dumnezeu. Că hai să zic, domnule, cine știu ce predicat, nu poate predica și doar ăștia la predica lui. Dar muncesc pentru predica aceea de 10 ori. O săptămână de la mine lucru pentru ea. Mă rog lui Dumnezeu ca să-mi dea cuvânt și el doarme. Dar nu spuneți că ăla, de exemplu, nu mai poate după Hristos. Și tânăr, domnule. Obosiți. Când aveți probleme în pasa lui Dumnezeu, înseamnă că e bai. E bai mare cu voi. Speriați-vă. Când nu mai aveți poftă să veniți în casa lui Dumnezeu. Am fost într-o biserică, mi-a spus păstorul de acolo, zice, câți tineri vin la tine duminică dimineața? Toți! Da, Dumnezeu, toți! La dumneavoastră cât vin? Păi ce dimineața nu vin. Vin o seară.
Dimineața biserică goală. Și am spus, oameni buni, vreau să vă spun un lucru. La tine trebuie să le dați de lucru și în biserică, și duminică dimineață. Deci trebuie să slujească toți. Unul să facă lucrul ăla, unul să stea la ușă, unul să stea pe geam, nu știu ce să facă, pe aici în stânga și în dreapta, unul să cânte, unul nu știu ce să facă. Unul să stea la ușă să zâmbească. Deci trebuie dați de lucru să simte că sunt importanți, că trebuie să facă ceva. Deci, domnule, se poate și fără mine, nu se poate fără tine. Sau dacă se poate fără tine pe pământ, s-ar putea să se poate fără tine și în cer. Se poate și fără mine, nu se poate. Un lucru pe care am înțeles în viața aceasta și ultimul lucru pe care vă spun astăzi și pe care vom vedea pași practici când ne putem împăca cu Dumnezeu iarăși, este că vă pierdeți, dragostea pentru Dumnezeu. Când aveți probleme cu Dumnezeu, nu mai citiți Biblia. Știți ce generație sunteți voi? Domnul zice, ăștia nu prea citesc Biblia, știu, că ăștia nu citesc nicio carte. Eu vă propun vă o întâlnire în seara asta. Să schimbați timpul de petrecut în fața calculatorului cu timpul de petrecut în fața Bibliei. Și vă garantez că mulți vor fi super spirituali. Oameni pocăiți. De ce oare nu citim Biblia? Pentru că nu mai citim. Știți ce veți fi voi, uitați-vă la mine. Carne e tot în lumea europeană. Alții vor spune ce să mâncați, că e carne caldă. Alții vă spun ce să îmbrăcați. Alții vă spun ce să vizionați. Și voi doar aveți un singur drept, să nu gândiți. Cu cât mai proști și mai mulți, cu atât mai bine. Știți când începe un om să se deșteapte? Când citește. Eu n-am întâlnit niciun om pe pământul acesta și am 45 de ani spre 46. N-am întâlnit niciun om fără cap care să fi citit Biblia aceasta. Pentru că vă garantez că de la tinerețe și până la bătrânețe, cine citește Biblia aceasta e un om deștept. Pentru că se pregătește pentru viața de cum pentru viața veșnică. Citiți, citiți cărți. Formați-vă creierul acesta. Se spune că oricum cam 5% din capacitatea din creier folosit. Dar cine nu citește, nu folosește nici că Samson. 1%. Ăla numai semne ar trebui. Și am spus la mulți. Voi ar putea parca direct acolo semnele alea, la parcare. Nu prea parcarizez nimeni. Și jinduiți după aia. Moluri. Citiți. Citiți. Umblați. Umblați. Dom'le, dar nu știu că e greu aia cartea aceasta. Levitic, Numer, n-aș citi de pe acolo. Apoi la mulții și mare, să vedem poșetul. Hai mă vede un băiat cu ea. Dați seama ce? Eu am ajuns la concluzie că cei mai mulți pocăiți deschid Biblia asta, cei mai mulți, numai că n-au probleme. E târziu atunci. E târziu! Biblia zice, citiți-o și iubiți-o, știți de ce? Pentru că e scris de Dumnezeu. Adică e scris de cel pe care voi spune că iubiți. Eram în armată, am povestit asta de mai multe ori. N-am avut prieteni, că eram deștept. Și... da. Deștept. Nu acum aveți prieteni la 14 ani. La 15. Voi încă mai aproape sunteți de păpușele Barbie decât de prieteni. Aveam prieteni. Vă măritați acum la 15 ani. Și... Nu aveam prietenă, primeam în fiecare săptămână câte o scrisoare de la mamă. 50 și ceva de scrisori, pa. Cred că le citeam de 10 ori. Închideam ochii și le și miroseam. Mâinile mamei mirosea scorțișoare, iară cu cozonare. Măi, mama, plângeam. Că de sau ce mai făcut băieții în sal, cine mai întreabă de mine? Nu întreabă nimeni. Nu întreabă nimeni. Nu întreabă nimeni din Iana. Mamă. De ce citeam scrisoarea de 10 ori? Pentru că iubeam pe cine mi-a scris-o. Dacă nu citiți Biblia, înseamnă că nu iubiți pe cel ce-a scris-o.
Eu am pus pe oameni din biserică să ridice Biblia în sus și să spună nu-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât iubesc cuvântul Său. Pentru că cuvântul e Hristos. Pentru că nimeni nu poate zice că iubește pe Hristos și nu citește Biblia. Când nu mai citiți Biblia aceasta, aveți probleme. Ce-am putea face? Câțiva pași practici pe care ați putea face. Și primul pas pe care vreau să vă spun în această seară este să vă pocăiți. Să vă pocăiți. Și știți ce înseamnă pocăința? Să vă fie dintr-o dată, să vă speriați într-o dată. În oglinda băii, să ziceți, iarnă, eu cu Dumnezeu nu spune. Nu-i suficient să te naști la ortodox sau la baptist sau la pentecostal ca să ajungi în cer. Pentru că fiii nu se nasc. Se fac. Pentru că ne-a făcut Dumnezeu fii, noi, El ne-a făcut. Și noi trebuie să ne facem. În momentul în care v-ați dat seama că aveți nevoie de pocăință, ortodoxi au nevoie de pocăință, catolici au nevoie de pocăință, baptiști au nevoie de pocăință, pentecostali au nevoie de pocăință. Să spuneți, Doamne, cum e relația mea cu Tine? Și primul lucru care trebuie să ți se întâmple clar în Biblie, din Biblie, este sperietura zdravă, pocăință. Pe tine să nu te intereseze ce va fi cu ăla, cum a zis Petru. El păcătuise. Și va avea tupeul să-l prevene Ioan, care rămăsese la crucea lui Hristos. Ce te interesează pe tine de El, ce Hristos? Tu ai probleme cu mine, măi, Petre. Tu mă iubești pe mine. Cu ăsta ce va fi? Cu tine ce va fi? Pentru că Petru merg să vadă sfârșitul lui Hristos la foc. Și și-a văzut propriul sfârșit. L-a văzut pe-a Lui. Ce trebuie să faci? Trebuie să înțelegi că pocăința există la tinerii de astăzi ideea că toate lucrurile care le fac trebuie să fie ceva instant. Tinerii care sunt la școală, mă întreba două profesori, zice, uite, vreau să predați o bilete care nu ați putea face nimeni predicator. Ba da! Credeam cum fac nimeni predicator. Eu vă dau la acasă o poțiune, vezi 200 de grame. Cum ați băut-o? Toată, pof, hai! Predicator, toată biserica m-a stat cu mâinile pe sus, în extaz când predicator, când vezi deschide gura. Vezi, avea un succes fulminant. Ce le-ar place? Dacă ar fi băutura de sectină. Dintr-o dată să te trezești că ai băut ceva și e sfânt. 200 de grame, 100 de grame, fraților, nu există pocăință în stare. Pocăință e un lucru greu care se face cu mare greutate. Nu există lucruri instant în Împărăția Lui Dumnezeu, tot e muncă. În spatele unei predici sunt ore întregi de muncă. În spatele voi tot cântat ăsta, dar știu că cânta frumos. Are 6 ore de pian pe zi. Știu. Dar voi nu vedeți decât are 5 minute. Exact cum mâncați acasă mâncare de la părinții dumneavoastră, în 10 minute, poate mai repede, și uitați că s-a făcut 3 ore. Noi nu vedem decât produsele finite, dar nu vedem ce e în bucătărie în spate. Vreți să fiți cei mai buni la școală, dar pentru asta trebuie să învățați. Nu există noroc! Dumnezeu nu ajută pe cei care nu se ajută. Doamne, vreau ca să ajung, eu știu, să fac ceva pentru România asta. Nu poți face în fața pe calculatorul și televizorul. Pentru România asta se poate face ceva și totul. Oameni care se dedică 100% pentru Hristos. Oameni care lasă de la ei. Trebuie să renunțați la o grămadă de lucruri când te pocăiești din asta tau, din asta. Disciplină spirituală, ați auzit de asta? Asta înseamnă, am adus aici, nu știu câte cărți, cred că sunt aproape 100. Doar disciplină spirituală. M-am întrebat, fetele, ce să punem asta? Adică, disciplină spirituală înseamnă zilele, 24 de ore. Cum să-mi împară 24 de ore? Bun. Astăzi este ziua de post. Cum să postez? Pastore, putem bea apă în ziua de post. Ce zic de ortodoxi care mănâncă de dulce? Ce cu postul negru? Până la ce oră să postești? Nu știu. Am zis că hai să scriem o carte. Cum? Cum trebuie să postești? Cum trebuie să te rogi? Cum adică pe 20 de secunde nu mai știu ce să mă rog? E bine, trebuie să înveți. Lucruri care se învață. Cum trebuie ca să celebrezi o sărbătoare înaintea Dumnezeu? Așa trebuie să faci. Cum trebuie să-mi împart timpul? Așa trebuie să-l împarți. Cum trebuie ca să meditezi la Cuvântul Dumnezeu? Așa. Cum trebuie să-l citești? Așa. Toate sunt clare. Dar trebuie ca să treceți prin ele, pocăiții, oamenii sinceri, oamenii care doresc să aibă relații cu Dumnezeu, trebuie să petreacă timp cu El. Hristos a spus în următor, un ceas n-ați putut vedea împreună cu mine? Aceea zice Dumnezeu, o oră pe zi! Nu trebuie să o aveți toată o dată.
Dar o oră, din 24, împărțită pe 15 minute, pe jumătate de oră, cum vreți voi? Asta e pentru Dumnezeu. Închid tot, închid telefoane, închid televizor, închid calculator, mă închid odăiță și suntem cu Dumnezeu. Cum vreți să vă reparați relația cu Dumnezeu să fie iarăși primăvară? Dacă nu veți dori de la să începeți dintr-o seară. Cum ar fi seara aceasta? Doamne, în această seară, eu vreau să încep o nouă viață cu Tine. Doamne, eu îngheț aici în relația cu Tine. Eu nu mai vreau să mai trăiesc așa. Pentru că știți în ce situație sunteți voi. În cea mai rea situație de pe față Pământului. Nici cu Dumnezeu, nici cu Satan. Asta e concluzia la care am ajuns că pocăiții sunt cei mai masochiști oameni de față Pământului. Să chinuiesc, Doamne. Ar trage cu ochiul la lume ce le-ar place. Nu-s nici cu lumea, nu-s nici cu Dumnezeu. Știți de ce a căzut Eutich de pe geam? Pentru că a fost într-un mod periculos pus. Știți unde? Între lume și biserică. Între Dumnezeu și diavol. Pe geam, la fereastră, pe frontieră. Nu mai așezați acolo. Dar ăsta-i deziderat la tânăr de 18 ani să se închidă ușa raiului cu mine. 5. Ca la facultate. Să treci clasă. 5. Dar nu mai chinuiți la oameni cu o biserică. Dar nu mai chinuiți. Poate vrea personalul și pe dumneavoastră pentru mine. Și vreau să vă spun acum, mai ales cu unul de părinții mei aici, cu fetele de 5 ani. Dar cea mai mare băiată mea, când s-a botezat fata, el a fost primul care s-a înscris la cateheză. Și aia e câteva zile de botez, mi-a spus, tată, ca tată, ca păstor, mi-am scris, a fost cel mai frumos cadou pe care m-am gândit să-l pun vreodată. Am simțit că se învârte lumea cu mine. Dar după ce l-am iubit și am spus, așa e bine. Cum zici tu? Ce vreți de la lumea asta? Vreți să mai chemiți următorii ani în biserică? Asta vreți să faceți? Vreți să fiți tădicei? Vreți să trăiți așa, nici cu Dumnezeu, nici cu lumea? Mie îmi toate câte puțin? Nu merită. Nu merită. La 16 ani am plecat din biserică și nu m-a dus, am băut, am fumat, nu mai. Pur și simplu am început să citesc tot ce mi-a văzut în mână, că nu-i venit să citesc tot ce stai de mână. Am început să citesc și eu. Filozofie. Până am îndepărat de Dumnezeu. M-am dus un timp și m-am umplut greața de mine. Să mă duc să știu că mă duc în biserică, dar nu cred în ea. Nu mai cred în ea. Și m-am dus și am spus, mame, mamă, în vreo zi, că nu mai vii la biserică, nu mai... O dată am mințit că mă doare capul, o dată am mințit că am examen, am mințit că... Am spus, mamă, nu mai pot veni în biserică pentru că eu nu mai am. Eu nu mă duc să mă mint, nu vreau să te mint nici pe tine, nu vreau să mint nici frații mei, nu vreau să mint pe nimeni, mamă. Eu nu mai cred în Dumnezeu. Puteam să o omor atunci. Că și prea multă sinceritate de strică. Și vreau să-i mulțumesc Dumnezeu pentru că mama mea nu s-a lăsat. Și el a crezut cu nebunie că Dumnezeu mă poate recupera iarăși. Știți care e dorința mea? Abia aștept să termin campania asta, în pasă de tine, cu CD-urile pentru oameni de lume, pentru că îmi doresc pentru anul viitor să poată sfârșit acestui an încă 100.000 de CD-uri pentru cei ce au plecat din biserică în lume. Pentru ei. Pentru fie disfântoare. Abia aștept să știu că le pot spune că există a doua șansă. Că Hristosul nostru nu ne vrea fără pasiune. Dacă ne-a Dumnezeu vreodată de pe pământul acesta să mă ia, direct de la slujba ca pe sorana la noi din biserică, când mi-a spus în felul următor. Eu vreau să mor în casa lui Dumnezeu. Și așa am murit. Când am zis și harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Sorana a murit. În casa lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm de așa.
În timp ce pianul cânta, vreau să ne gândim cu toții la viața noastră. Nu te uiți în stânga, nu te uiți în dreapta, faci liniște în interiorul tău. Am venit la Deva, Doamne, și vreau să-ți mulțumesc. În urmă cu 14 ani a venit prima dată la Deva, invitat de fratele Răducanu. Au trecut ani de atunci. O parte dintre copiii aceștia nu erau născuți când a fost o prima dată în biserică, în Muntele Sionului. A adunat o biserică frumoasă și sunt mulți oameni pocăiți și sfinți în Deva. Mă rog pentru generația asta de tineri, generație care a avut neșansă să se nască o mare parte în tehnică revoluție. Când diavolul a deschis porțile larg pătatului în România. E greu să fii sfânt în România. Anului 2013. Dar te rog în seara aceasta, pentru că noi știm că cei cu neputință la noi este cu putință la tine. Mă rog să cercetezi fiecare tânăr care e aici. Aș fi vrut să-i chem în față, spre mulți. Dar, Doamne Dumnezeule, eu sunt convins în seara aceasta că Tu ai hotărât să faci iarăși să vină primăvara pe ulița noastră. Să ai tineri care te iubesc, dar care au simțit fric în relația cu tine. Mă rog în seara aceasta să le dai primăvara dragoste iarăși. Amin. Să le dai, Doamne Dumnezeule, pasiunea de început. Dragostea pentru început, să le dai iarăși, Doamne Dumnezeule, credința, citirea Bibliei, dorința de a ajuta pe alții și a spune altora despre tine. Mustru împreună cu ei starea de clădicel de bisericile noastre. Din împotriva oricărui duc satanic care ar veni să ne facă să trăim o pocăință călduță, că diavolul se mulțumește cu noi și în biserică. Dar să fim pocăiți de baie, pocăiți vopsiți. Te rog în această seară, Doamne, iartă! Amin. Iartă lipsa noastră de ardere. Iartă lipsa noastră de discernământ spiritual. Iartă lipsa noastră de a avea dorințe sfinte, Doamne. Iartă-ne că suntem obosiți la 20 de ani. Te rog în această seară, Doamne, întoarce-ne cu fața spre Tine. Dă-ne puterea să vorbim altora despre Tine, să vorbim, să ne vorbim nouă despre Tine. Dă-ne puterea să nu mai fim formaliști în închinare. Dă-ne puterea, Doamne, ca să citim cuvântul Tău și să-L trăim. Dă-ne puterea, Doamne, să fim o mână întinsă pentru alții. Dă-ne puterea, Doamne, Dumnezeule, să vorbim și altora despre Tine. Dă-ne puterea, Doamne, să trăim o viață sfântă. Să te purtăm în inimile noastre și în școlile noastre, la lucrurile noastre de muncă. Dă-ne puterea, Doamne, să te reprezentăm nu numai în biserică cu cinste, ci și luni, marți, miercuri, joi și vineri și sâmbătă și duminică. Dă-ne puterea să trăim o altfel de viață, Doamne. Ia de la noi dorințele de sfinte, Doamne. Ia de la noi dorința de a sluji și diavolului și Ție, pentru că nu putem să slujim la Dumnezeu. Nu se poate să slujim la Dumnezeu. Nu se poate să slujim și lumii și Ție, Doamne. Nu se poate. Te rog în această seară, depărtează orice barieră, Doamne, care mai este pusă în viața noastră între Tine și noi. Doamne, știu că păcatul face un zid, dar mă rog în această seară să iei zidul acesta. Amin. Te rog, Tată Ceresc, fă o minune. Fă o minune, Doamne. Dacă este cineva din noastră care dorește în această seară să facă lumină în viața lui, să se facă primăvară pe ulița lui, dar care dorește să trăiască iarăși de Hristos, poate că l-ai pierdut, l-ai avut și l-ai pierdut. Poate că nu l-ai avut niciodată. Nu mai ai fost pe la Pentecostal și tu sau Baptist, te-ai botezat. Mai trebuie să te pochești, băi, te-ai botezat. Trebuia să o faci și înainte și să te botezi și să te pochești să crezi. Dar la tine s-o întâmplă că te-ai botezat prima. În această seară, Dumnezeu vrea să spună pe mine, întoarce-te acasă. Nu cu două jumătăți de măsură. Nu cu bucăți din viață, nu cu frânturi, nu cu restul. Dumnezeu nu-i frizer să trăiască. Nici bucurile vale. Dumnezeu nu vrea gologanii vieții noastre, ci vrea rămășițele vieții noastre, ci vrea totul de la noi. Amin.
Nu vrea procente din inima noastră, nu vrea să trăiască cu 85%, pentru că Dumnezeu nu interesează că îi dăm noi 85%, când în vreme 15% mai rămas la satana. Te rog în această seară, Dumnezeule, privește. Dacă este cineva care a hotărât să se pocăiască în seara asta, indiferent ce biserică a venit, baptist, ortodoxă, pentecostală, ce-o fi? Dacă ați hotărât să spuneți nu lumii și da Dumnezeu, vrea să spuneți acest lucru, prin o ridicare de mână, dacă este la balcon, cineva. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine, și pe voi, și pe voi la balcon. Ridicați mâna dreaptă sus, că nu cu mine aveți dreptate, Dumnezeu. Așa, jos în sală, dacă este cineva. Mâna dreaptă sus. Nu pentru Biserica Pentecostală, ridicați mâna, ci pentru Biserica lui Hristos, să se dus. Pentru mântuirea sufletului vostru, ridicați mâna dreaptă sus. N-am cerut pocăința altora ce-o vostru. Slavă Dumnezeu pentru toți. Tatăl Ceresc. Ai milă de ei! Ai milă de ei! Îți mulțumesc, Doamne, că au avut curajul, pentru că eu știu, Doamne, că au simțit nevoia dureroasă de a se întâlni cu tine. Au simțit că nu mai pot să fie farisei. E plină lume de farisei și biserica e plină de farisei. Oameni cu jumătate de măsură. Cineva le sunt gănitoare, Doamne, care stau departe de tine. Te rog în această seară, mântuiește, Doamne, pe frații mei care au ridicat mâna sus. Te rog, Tată, dă-le puterea cerească să meargă mai departe. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că ai făcut minuni. Că ai dat bucurie și biruință, Doamne, pentru ei. Iar pentru ceilalți, mă rog, Doamne Dumnezeule, ca dacă o hotărâi ca o pocăință în ei de pușcă, mă rog, Doamne Dumnezeule, ca să le întărești. Te rog să le dai putere să meargă înainte. Îți mulțumesc pentru Biserica Bunurile Sionului, pentru lucrarea tineret din județul acesta frumos, Doamne. Te rog, Tată Ceresc, lucrează cu semne și minuni. E vremea, Doamne, trezirii spirituale. Trezirea se face cu noi. Trezirea se face prin noi. Trezirea se face, Doamne Dumnezeule, cu slavă pe noi. Mă rog, în această seară lucrează Tu. Amin. Nu știu ce-au pregătit tinerii voștri, dar merg pe mâna lor în seara asta de sfârșit. Haideți să cântăm o cântare. Yeah.
seara asta fiecare dintre noi, ca Dumnezeu să facă o minune cu viața noastră? Amin. Vreți să plecați schimbați din locul acesta? Amin. Eu nu vă pot schimba, dar Hristos poate. Amin. Haideți să spunem o rugăciune cu toții. Ne rugăm, Doamne, schimbă în viață. Schimbă în viața cu una adevărată. Haideți din toată inima să ne rugăm Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu face minune. E binecuvântat, Doamne, Dumnezeu.